ușor. Sunt orare mare, se putea câștiga mult. Nu s-a ratat foarte mult. Da, mai ales prima repriză am avut niște ocazii mari, atât eu cât și Crețu. Pe final puteam să și pierdem la acea ocazie a lor, dar așa se întâmplă când voiam să câștigăm, atacam cu toți jucătorii și ne-au prins din nou pe contraatac. Ce să zic, până la urmă este un punct pe care eu zic că îl meritau și ei, sau au jucat, au avut un meci bun pe față de apărare, s-au aglomerat foarte bine. Și ce să zic, mergem acum cu încredere, trebuie să ne recuperăm punct de la Pitești. Exact cum spuneam mai devreme, s-a ratat din nou foarte mult. Nu reușim să legăm două victorii. Ce se întâmplă până la urmă? Nu știu, nu reușim să marcăm noi primii. Dacă am fi marcat noi primii, eu cred că soarta meciului era altul. Chiar și așa a fost acea fază interpretată cu Hențul, cu Căpățână, putea să fie penalti pentru noi. Dar așa a decis VAR-ul, ce să zic, nu am putut să facem mai mult în acea seară. Dar până la urmă ce s-a hotărât? Că la un moment dat Ișvan a arătat penalti, după care a arătat Hențul. Da, am înțeles că Mihai Căpățână și-a făcut preluarea cu mână la acel clinch și și-a creat avantaj, de aceea a întors faza acolo la 20 de metri de poarta lor. Nicu, tu ai fost la Național, nu ai fost cu echipa, dar a fost o pauză de 2 săptămâni și totuși a părut că n-a fost un ritm prea susținut. Da, nu a amorțit pe părinții de pauza asta. Nu cred că i-a amorțit, eu zic că au făcut o pregătire foarte bună, ceea ce ne va ajuta pe viitor și poate acest lucru a contat pentru că nu au avut prospețime, poate s-a văzut în acest meci. Nu știu ce să zic, nu am fost aici și nu pot să zic ce au lucrat ei. Crezi că era mai bine dacă nu se întrerupea campionatul și jucați imediat după meci cu FCSB? Adică... Da, nu știu, nu pot să zic acum dacă era bine sau era rău. Așa a fost să fie, din păcate pentru noi nu am câștigat, cum am zis, dar suntem încrezători pentru că eu zic că am făcut un joc bun chiar dacă nu am marcat să câștigăm al doilea gol și mergem la Pitești să câștigăm. Nicu, ai văzut grupa din Cupa României, cum se va? Prima mai impresie ar părea o grupă ușoară față de celelalte, dar știți, în fotbal trebuie tratat serios, că poți să pierzi cu oricine. Vom trata serios fiecare meci și trebuie să ne calificăm mai departe. Cum ți se pare faptul că s-a schimbat tot acest regulament în Cupa României? Da, este ceva, nu știu, surprinzător. Nu știam, am aflat acum câteva zile că o să fie alt format. Vom vedea ce va fi, nu știu ce va fi. Pe viitor vom înțelege cum vor sta lucrurile. Păi frumos. Încă un egal. S-au pierdut 3 puncte sau v-am câștigat 2 puncte? Da, cred că am pierdut 2 puncte. Părerea mea e că dacă eram mai atenți astăzi puteam să luăm cele 3 puncte. Am avut destule ocazii. Dar până la urmă nu, fotbalul nu se joacă pe ocazii, se joacă pe goluri și în seara asta chiar nu ne-a ieșit. Tu ai fi enervant VAR-ul? Da, mă enervant. Ăsta e, până acum ne-am plâns că nu l-am avut, acum când l-avem, că de ce l-avem, adică nu e. Asta este. Am crezut că ne dă penalti la Căpățână acolo, dar asta se pare că... Da. Am crezut, m-am bucurat, dar... Asta e. Văd și acea fază cu Andrei Ioanescu. 1 la 1, cred că mai era interesant. Cum e legi? Nu era cu Igor, cu Armaș. Da, nu cred că mai era un teren, dar dacă nu s-au uitat și nu au întors faza, înseamnă că nu a fost. Acum fiecare arbitru din cameră judecă cum crede. Până la urmă nu trebuie să găsim scuze că nu ne-a dat sau că am mai avut și faze din acestea cu FCSB. Asta este. Ne pare foarte rău. Voiam să legăm 2 victorii și să mergem la FC Argeș cu altă încredere. Dar cu ce v-a surprins voluntar? Pentru că ați avut 2 săptămâni să pregătiți, să știați, așa cum ai spus la momentul. Da, așa e, știam, dar și au avut 2 săptămâni să pregătească, să ne urmărească pe noi. Au aglomerat foarte bine zonele, s-au apărat foarte bine, așa cum știam dinainte că o să facă și cred că la a doua sau al treilea șut pe spațiu sau spre poartă au marcat. Asta este fotbalul, cum am zis, este pe goluri și ne pare rău că nu am putut noi să înscriem unul mai mult decât ei. Bogdan, încă se ratează foarte, foarte mult.
Da. Și din situații clare. Cred că anul trecut am fost mult mai pragmatici din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă am fost echipa cu cele mai multe ocazii, am și marcat foarte mult anul trecut. Anul ăsta se pare că ne lipsește puțin chestia asta și desigur se reflectă și la final în rezultat. Sperăm pe viitor să ajutăm și noi pe atacanți cu poate pase decisive mai bune sau să să lăsăm mult mai bine în fața porții și ei să marcheze, să ne ajute. Grupa de fotbal României, cum se pare? Da, e o grupă grea, să zic, pentru că și echipele de Liga 2 vor fi vom avea meciuri foarte grele cu ei, pentru că întotdeauna a fost așa în Cupa României, dar până atunci mai avem meciuri de Argeș și cred că și cu Petrol. Mersi. Francisco, ai venit cu moral bun de la Național, ați făcut și astăzi seara un meci bun. Cum a fost acest egal? Da, un egal muncit, sincer să fiu. Am întâlnit o echipă, știți voi mai bine că e o echipă foarte bună a campionatului nostru, au jucători de mare calitate. Deci un punct e o victorie pentru noi astăzi aici la Craiova. Aveți puncte sau meciuri foarte bune cu FCSB, FCO acasă victorie și aici. Ce înseamnă aceste trei rezultate legate pentru voluntari care a început destul de des? Da, asta înseamnă în primul rând că ne revenim. Am prins un ritm bun de joc, toată echipa, am prins puțin încredere în propriile forțe. Ne-am mai stabilit și puțin, s-au mai integrat și jucătorii noi veniți. Deci eu zic că de acum încolo, cum am zis și mai devreme, o să facem rezultate bune. Avem acum un program ok, nu mai întâlnim echipele de acolo de sus, putem să scoatem și mai multe puncte. Da, trebuie să-ți pui cel mai mare obiectiv ca să ajungi măcar la jumate. Dar da, e un obiectiv pentru noi, vrem să ajungem acolo. A fost plăcut anul trecut să joci cu cele mai bune 6 echipe din țară. Cum a fost Mr. Vestiar, ceva? Da, a fost bucuros și el, cum v-am mai zis, e ceva important să vii aici la Craiova și să scoți un punct pe terenul lor, unde sunt mulți suporteri foarte minunați, i-ați văzut și singur, o atmosferă frumoasă, așa că pentru noi și el a fost fericit și noi suntem fericiți. E un punct important. Mulțumesc și eu.